No! Sora Fuck! mea, eu sunt cel mai răș, bine v-am găsit la un episod de Fortnite, Arena, să vedem dacă câștigăm și noi așa, băgăm un micuț Arena așa chilluț, să vedem dacă câștigăm și noi, sau pierdem, cine știe. Deci, dragi oameni, nu uitați dacă mai vreți episoade de Fortnite, Arena, solo simplu, solo squads, lăsați și voi acolo, vă rog. Apăsați, vă faceți și mie cu butonul de like, dar fără să vă spargeți telefonul. Deoarece dacă vă spargeți telefonul, după să fie vina mea și după nu, niet. Bun, haideți să vedem, cred că o să mă trezesc direct în casa asta, deoarece nu vreau să dau chiar acum de oameni. Mai întâi vreau să mă fac full. Oh, nu, deja este luată. Hai, deci că trezesc aici. Altceva nu prea ce să fac. Nu vreau acum să dau direct din prima de player, vreau să mai aștept și eu puțin. Bup, 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 bup. Am ceva prostut. Băieți, vă zic că cred că meciul ăsta să-l pierdem. Dar nu vă zic sigur. Haideți să vedem. Vai. Nu, nu avem nimic aici. Ups. Easy. Că eu nu-i mort. Dar din păcate nu mă știa că stai aici. Acum poate a făcut gălăgie și o să mă vedem și înspre. Ah, deci el a deschis chestul ăsta. Haideți să vedem ce pot să facem. Chiar bai băieți. Caută Arena Trios, așa că cine este bun nu dă rage și nu înjură. Adică nu că nu înjură, doar să nu dea rage, să nu fie toxic. Să scrieți, vă rog, și mie în comentarii cine vrea și este foarte bun la Fortnite. Caut pentru Arena Trios, că eu n-am pe nimeni acum. Deoarece prietenii mei sunt toxici. Foarte trist. Dar, da. Dacă sunteți buni la Fortnite. Naiba, l-am ratat. Nici lumea nu știe. Haideți că merg chiar acum pe el. Ok. Am cetișor, peștișor. Dar să fiu prietenul tău. Unde naiba ești? Cred că s-o spărie. Hei! De ce m-a spăriat? Hai, mă! Cine naiba deranjează pe un copil ca mine? Boss, poate are 3 2. Ok, îmi dau rapid. Sunt într-o poziție foarte proastă. S-ar putea să mor. Ok, să sunt rapid hero. Ok, mort. Unde-i? Iau direct la 11-2. Ce naiba? Deci. La revedere. Am nevoie de scandal. Mă ascund rapid. Oh, perfect. Ce-a spus? Mine. Ok. Era să ies de acolo. Haideți să vedem. Am urât pe numai două persoane, cam slăbuți. Vreau să fac meciul ăsta măcar 10 kill. Lumea este slăbuț, a făcut vreo 40 de puncte. Dar haideți să vedem ce mai putem să facem. Nu am chiar acum chef chiar să dau rush pe toți. Deoarece sunt șanse foarte mari să mor. Deoarece nu am foarte multe. Ops! Nu e un player, nu. Nu avem ținte clar pe el. Opa, hopa, hopa. Ok, am dat doar două hituri. Ar fi ok să dau rush pe el, dar nu. Vedeți? Pentru că de rush pe el și uite chiar de acolo. Unul venea. Deci el venea chiar de aici și după nu ieșea bine. Haideți
Nițel. Ok, e în box. Cred că cineva a dat trash pe el. Ups. Ai, mă, cum am făcut? Deci nici măcar la angloanță, pe exemplu, atunci, că nu se merită. So, vreau să mai să, să, aș, m-aș uita după un third party, dar, ok. Ok, am mai prins câteva hituri. Mă, nu te-ți capul. Haideți că mă bag pe ei. Ok, nu are foarte mult shield. Ops! Perfect, vine cu player pe el. Ok, la third party. Așa se joacă, dragi mei, dacă ziceți că sunt toxic, că sunt toxic, aia e. Așa se joacă, Fortnite. Hai, mă, frate, ce naiba? Ce bă! Fuck, nu! Hai, puteți să fim prieteni. Nu cred că vreau să fim prieteni. Vă zic de sincer, nu cred că vreau să fim prieteni. Păi nu ești un firear, n-ai bine player. Dacă nu mă bagă, mă... Opa, e chiar aici. Ok, la high ground în prima. Trebuie să mă uit mai multe hituri posibile. Ok, am dat un micus hit. Păi să puteți să spargă sub mine. Player ieșe de vizea și-o fac. Dar... Trebuie să stau în box. Aici nu prea, nu prea am ce să fac. Dacă nu stau în box, are am șanse extrem de mari ca el să mă moare. Ok, dacă pot, mă o să mă duc puțin mai în față. Spargă ăsta și stau puțin la box. Dar ce știu dacă aici sunt mulți pierdini. Ups. Mort. Ia rapid big-ul. Mă, ce naiba? That's big big good. Oi. Ok. Bă, și big-ul. Iau asta. Sunt full. Și acum asta la high ground. Dar este tot timpul foarte riscant, știți dacă gen stați la high. Aha, uitați-l. Chiar acolo, uitați-l, chiar acolo cum stă. Aș putea, dar nu chiar mă ține, după. Mă ține, mă ține, mă ține. Slăbănogul. Da. M-aș putea duce cumva pe el. Dar nu, că după o să mă spamez, dar cine știe dacă are materiale sau nu. Adică, haideți că încerc să mă duc pe el. Cause, why not? Adică, dacă nu reși, nu câștigi, știți cum se mai spune. Dacă nu reiști bani, câștigi, știi ce zic? Nu cred că știi ce zic, că doar două pare în cap. Ok. Trecem peste această fază. Ups, chiar acolo sus este, l-ați văzut? Ok, haideți. Ok. Eu sunt, acum, uitați la Șerban panicatul. Dacă e un player aici, mă panichez. Dar, oh, nu. Ok. Acum sunt mult mai sigur. Îmi dă direct la boxul meu. Fuck. Ok, și acum, oh, nu trebuie să plec. Ok, dar cum mai zice mai va fac asta? Să vedeți voi imediat. Sparg rapid acest scopăcel, știi? Nu se merită, dar trebuie să fug. Noapte bună. Poate te-a plecat playerul ăla. Ok, lasă. Nu se vede.
Mai sunt doar 16 oameni în 2000 de puncte arena. Ce naiba? Bruh. Ok. Ups, uitați chiar acolo în față. Un pește player, băi. Știi ce? Este un mamifer prădător peștele player. Înoată ca un pește. Și atacă ca un rechin. Ok, nu vreau încă să mă bat cât de ce mi-are high ground-uri. Dar trebuie să merg sneaky peeky, ca eu să le iau din spate cu high ground. Pentru că mie mi se pare mult mai rentabil să le iau din spate gen dacă merg acolo pe sus. Știți? Hai să vedem. Ups, acolo mergem după copacel să nu ne vadă. După filmeze. Acum sunt șanse foarte, foarte mici. Și nu vreau să mă țină în zonă. Dar dacă mă țină... Ps, fuck. S-a prins să mă... Nu m-a văzut. Ok. Și când avem ținta perfectă pe el... Stați. Încă nu. Acum. Hai mă, Riri. Mort. Cam așa se mănâncă jocul ăsta. Mănâncă, mă refer că așa se joacă. De asta mă refer. E rapid ăsta, mă ascund, bear cu un big. Nu e chiar așa de greu. Nu știu. Și de acum am mai spus. Caut un player de trios, deoarece chiar acolo. Ops, nu-mi deranjează mai. O să vezi mi-a dat ce să mai fac. Mort! Și așa ne-am apărat de încă unul. Ce asta? Ok, suntem în zona. Aș putea să încerc să mai merg puțin în față. Dar nu de tot, deoarece... Ca să fiu sigur că sunt protejat la maxim și nu se mai poate dea foarte mult să faci pe mine, trebuie să construiesc și sub mine. Deci s-ar putea orice șacal, da, orice șacal mârlan să vină pe mine. Și dacă faci asta este de rău. Deoarece nu este bine ca cineva să dea rush pe voi. Adică e bine dacă vreți kill-uri, dar nu știu. Dacă vreți, vă rog să lăsați și voi în comentarii, dragi oameni buni, chiar... Știu, se cred că am fost o persoană. Fuck. Dacă m-aș putea situa pe acel munte, ar fi blană bombă. Hai că ne băgăm. Vede chiar acolo sus, chiar acolo sus, vedeți unde este campfire-ul ăla. Ne băgăm. O dăm blană. Și dacă e, noi trebuie să sar mai mult. Pe încarca asta e o mare prostie. Bun. De fapt, știi ce? Unde-i? Hai că merg pe ăla, să am high ground-ul suprem. Și de ce? Nu. Deci trebuie să mă oftic foarte mult dacă ăștia mai dau la mine. Vă zic sincer. Ai, mă, dă-o naibii de treabă, maraudări. Morți. Urâți-vă. Ok. Sperăm, dragi oameni, că nimeni nu trage noi. Dacă trage noi este... Asta e mare probleme. Bun. Și acum, haideți să vă văd. Bătrânul Șerban vă va învăța o tactică foarte veche. Asta este tactica. Sfârșit. Ok? Deci trebuie să aveți minim ceva acolo jos în spate. Minim. Mă auziți, măi? Minim. Ok? Haideți să vedem. Uite că se bate pe munte. Să vă mai arăt și eu ceva, o schimbă de-a mea. Bup, și acum efectiv vedem toată harta. E un fel de glitch. Chiar că l-am văzut că cineva construiește.
Da, zona o să fie clar pe munte, așa că eu o să am high ground-ul tuturor. Să am șanse extrem de mari să bat majoritatea. Ok, să vedem. Hai să mai verificăm pe aici pe sus. Văd că acolo se bat niște player, nu mă duc pe ei. Deoarece mi-aș fi dus materialele. Și ce mai 100% mi 100 de mie mi-aș lua clean-up. Ups. Da. Sunt șanse foarte mari pe acel om să dea așa pe mine. Da. Nu cred de asta. Deoarece pe momentul este cel mai bun high ground. Și nu... Da, nu știu. Fac, nu știu să mă văd. Știți ce fac atunci? Te duc asta așa și le fac așa. Aha, văd pe cum vine. Și acum așa dacă vin? Wow, ce departe sunt! Duc încet. Ok. Haideți. Mișcați-vă. Așa, dacă nu se mișcă, o să moară de la zona. Una din două. Bun. Îi las loc pe amândoi. Și acum merg pe amândoi. Hit. Ok. Asta vă spun de pe acum a fost cea mai prostă idee. Să vedeți, o să vă explic de ce după ce pierd. Exact, vedeți? Și acum ne-a dat parte. Ok. Sau poate dacă playerul este prost, iar eu sunt la deștept. Nu. Clar nu este la prost. Mersi mult, Becker. Am un rămâi în zonă. Las, moare de la zona prostă. Vă garantez eu. Moare de la zona. Bun. No. Fuck. Ah! GG! GG, dragi oameni buni, asta a fost, a jucat foarte bine, nu știu, GG, cam atât pentru acest episod, eu mă și rămâne și vă zi la revedere, ciao, ciao.